Cheile râmetului în Munții Trascău. Hei, vă fac cu mâna Marinela, Dani, Mirela și Ștefan! Cea mai frumoasă și cea mai atractivă destinație din Munții Trascău. Cum este până acum? Cheile râmetului sunt senzaționale. Super! Satului Cheia, în momentul de față. Aia de acolo este fosta școală a satului, undeva construită prin 30, închisă prin 79-80 din lipsă de copii. Acum este o bază de supraveghere a zonei pentru că este rezervație naturală. Pe unde ați venit voi acolo aveți o biserică construită prin 1890. Momentan se țin slujbe doar la perioadele mai importante, Crăciun, Paște și așa mai departe. Și prin anii 40-45, când a fost apogeul ca număr de populație în satul ăsta, au fost vreo 300 de persoane. Și oamenii ca ocupație aveau morăritul, pentru că erau peste 15 morți de măcinat grâu și porumb în satul Cheia. Toate satele din Amonte, care nu aveau apă pe timpul verii, cumpărau cu carele de grâu și de porumb și le lăsau la măcinat și după aceea făceau troc și își luau tainul oamenii. Lăsau aici, aveau unitățile lor de măsură prin care făceau negoț. După anii 50, când a venit Ceaușescu la putere, Gheorghe Udej, au început să electrifice satele din Amonte, au apărut motoarele cu motoarele electrice și oamenii n-au mai vrut să mai coboare în zona respectivă, în zona asta, pentru că era destul de dificil. Și s-a distrus trocul. Mulți tineri au fost mutați la oraș pentru că viața era mult mai ușoară. După ei s-au dus și părinților și cei care au mai rămas au murit și cam ăsta este stadiul în care a ajuns satul să nu mai fie niciun locuitor băștinaș în acest sat. Mai suntem 4 persoane, dar toate de prin alte părți. Moldova, Arad, București, Satul Mare. Cam asta este istoria pe foarte pe scurt. Iar casele astea au fost strămutate în 2013-2014. Casa asta pe care o vedeți are o arhitectură relativ nouă, 1890-1900. Asta înseamnă că are tindă, prima cameră, în care era o sobă unde se gătea. Acum aceste două camere deservesc ca și casă de oaspeți și au un pat cu sobă, se numește ploaptă cu camniță, iar deasupra voastră acoperișul are undeva la 6 tone de paie pe acoperiș. Una dintre specificitățile acestui tip de casă este faptul că fumul se duce direct în pod și apoi fumul iese prin stratul de paie. Există un sistem foarte ingenios
prin care ei previn ieșirea scânteilor prin horn ca să nu apară incendii. Pot apărea, dar dacă nu ești foarte atent și dacă nu construiești acel sistem de prevenire a scânteilor care se ducă în acoperiș. Și toată structura și tot interiorul a fost refăcut exact cum era înainte, tipic caselor mocănești de munte. Cu saltea de fân, cu pereții lipiți cu pământ, paie, var, nisip, opincile, ferestrele foarte, foarte mici ca să nu pierdă căldură și toate țoalele și iile și lucrurile aferente care pot fi încercate de oaspeți când vin pe aici pe la noi ca să vadă cum se simțeau oamenii înainte cu ii, cu pantaloni din postav,